Salut, numele meu este Ioana Mașca și ne vom ocupa în cele ce urmează de sferă. Pentru asta vom folosi câteva mingi de tenis. Și o primă întrebare, dacă știm că o minge de tenis are diametru de 7,2 cm, câte mingi de tenis încap într-o cutie cilindrică cu diametru de 7,4 cm și înălțimea de 30 de cm? Bun. Din moment ce diametrul cutiei este de 7,4 cm și diametrul unei mingi de tenis este de 7,2 cm, înseamnă că mingile încap doar câte una peste alta. Deci nu vor fi pe rânduri de două sau trei. Nu vor fi două sau trei rânduri, vor fi mingile una lângă alta, bineînțeles, mai rămâne câte un milimetru pe margine. Înălțimea, ce înseamnă înălțimea? Înălțimea este de 30 de centimetri. Da? Și este dată de suma tuturor diametrelor mingilor. Păi vom împărți cei 30 de centimetri la diametrul unei mingi, 7,2 centimetri, și va fi egal cu 4. Virgulă, bineînțeles, un milimetru rămâne aici, un milimetru rămâne aici, pentru ca să putem închide cutia. Deci, într-o cutie cilindrică de înălțime de 30 de centimetri, vor încăpea 4 mingi. Acum, câte mingi de tenis încap într-o cutie în formă de paralelepiped dreptunghic cu lungimea de 72 de cm, lățimea de 30 de cm, 36 cm și înălțimea de 30 de cm, așa cum avem aici, în figura a doua. Bine, dacă în prima figură ne-a mai ajutat puțin putând intui sau număra, a doua figură nu ne ajută la nimic. Și ce putem spune? Nu ne ajută figura la nimic, însă ne ajută cea de-a doua, prima problemă. Din moment ce lungimea este de 72 de centimetri, înseamnă că în lungime vom avea 10 mici de tenis. Da? Deci prima dată, una lângă alta, vor fi în lungime, deci una lângă alta, în lungime avem 10 mici. Pe lățime, una lângă alta, avem 5 mici. De ce? De ce știm că sunt 5? Pentru că este 36, este jumătatea, 36 este jumătatea lui 72, deci 10 împărțim la 2, rezultă 5. Iar înălțimea va fi tot de 36, adică din nou vom avea 5 mici. Cum vor fi? Păi vor fi 10 ori 5 ori 5, care înseamnă 250 de mici în formă de sferă în cutie. Mai departe. În interiorul un vas are în formă de cilindru, interiorul unui vas în formă de cilindru cu diametrul bazei de 40 de cm și înălțimea de 10 cm, avem pusă apă până la înălțimea de 30 de cm. În vas punem de data asta 3 bile sferice. Alegem să fie mingi de golf, pentru că mingile de tenis nu le putem scufunda. Sferele sunt acoperite de tot cu apă. Iar raza unei sfere este de 10 cm. Cu câți centimetri urcă apa în vas? Păi, pentru a afla cu câți centimetri urcă apa în vas, calculăm volumul unei sfere. Volumul unei sfere știm că este 4 pi r la a treia supra 3. Adică va fi 4 pi ori 10 la a treia
supra 3, ceea ce înseamnă 4.000 de pi pe 3. Păi, având 3 sfere, vom calcula de 3 ori volumul unei sfere și va fi de 3 ori 4.000 de pi supra 3. Deci volumul celor 3 sfere aduc 4.000 de pi la volumul de apă. Pentru a determina înălțimea cu care a crescut apa în vas, vom împărți volumul celor 3 sfere la volumul total. Nu vom împărți la pi raza la pătrat și vom găsi 4.000 de pi supra pi ori 3 ori raza la pătrat, despre care știm din moment ce diametrul este de 40, asta înseamnă că raza va fi de 20, 3 ori 20 la pătrat, care ne va conduce către 10 cm. Deci apa în vas va crește cu 10 cm. Și ne oprim aici.